Moș Crăciun încă se mai arată ca în povești. S-a întâmplat în comuna Secăria, unde de ani de zile moșul vine pentru copiii localității. În lipsa săpezii, sania trasă de reni a fost înlocuită cu o căruță trasă de cai. Copiii au fost încântați să-l vadă pe moș și au cântat colinde. Povestea s-a terminat cu un spectaculos foc de artificii, iar copiii au înălțat lampioane pe cer după ce și-au pus câte o dorință. Sute de copii au primit cadouri din partea moșului.